Bine ați venit la Nicu Frizerul! Luați loc, ați luat loc deja, că sus este aerul mai rarefiat și nu se oxigenează creierul, cel puțin așa am văzut în dealul Parlamentului. Cum dorește domnul să se tunde? Adică să vă tund, că dacă doreați să vă tundeți singur, o făceați singur acasă, cum tunde Cotrin Ștefănescu gazonul ăla rar. Stați, stați, mai bine să nu-mi spuneți, mai bine că vă recomand eu câteva tunsori, că ce poate să fie, dragă domnule, la frizerie, dacă nu psihologie. Dom'le, în 20 de ani de tuns îmi dau seama ce freză vi se potrivește în funcție de meserie. Uite, de exemplu, la sat, că am tuns și la sat, nu se vede, nu? E, la sat am doar 4 mari tunsori și late mari. Paia de primar, de popă, de cârciumar și de țăran. Dom'le, pe primar, îl prinde ceva scurt, așa, pierdut. În caz că îl prinde și e pierdut, să se obișnuiască cu mediul. Dar să nu-l întrebi cum să vă iau, că se sperie. La oraș, e altceva. Aici primarul preferă cu bordură. Bine, e și obișnuința. Unul a vrut cu bordură pe la spate, pe unde se practică. Și în față ceva așa mai lung. Mai lung să nu-i se vadă ochii. Ci că dacă îi se vede adevărata privire, se sperie electoratul. La sat pe popă nu e nicio afacere să-l tunzi. Vă zic că îl întreb, cum să vă aranjezi, părinte? Și el zice invariabil, pe viață, fiule. Normal că în țara asta e aranjat pe viață. Altceva e când ești mai aproape de el bărbos, nu? Le promis celorlalți viață bună pe lumea elaltă și tu te bucuri de ea aici. De-aia își lasă barbă lungă, ca să nu piardă nimic. Să aibă el de toate și când să plătească, tot noi dăm ortul popii. Se ridică de pe scaun și îmi lasă doar un boda proste. Cărciumarul. Cărciumarul e altceva, domnule. La ăsta trebuie să fii atent cu freza, care ochi și înceafă. Aici, da. Altfel, cum să țină două evidențe contabile, nu? În general, la tunsoare. La tunsoare vrea și câte un vopsit. Dar trebuie să fiu atent la nuanță, care ochiul format. Păi de unde să vândă el 100 de litri de vin roșu vărsat dacă de la furnizor a luat doar 50, nu? Da, îi place culoarea. Și am ajuns și la țăran, tată. Știi cum vrea țăranul să se tundă? Bă, ăsta e cel mai pretențios. Vrea să se tundă ca să impresioneze. Bă, vorbesc de țărănușii ăștia mai tineri care vor invariabil, domnule, să se tundă fancy ca țăranii ăia bogați. Ronaldo, Pogba, Neymar. Vor să pară cu talent, dar la ce deștept sunt, e și greu să iau cu mașina pe la colțuri. Ei, bătrâni, țărani adevărați, bă, cu palmele muncite de la ridica sticla la cârciumă și mâna la nevastă, bă, pe ăștia vor doar să-i las cu părul mai mare, să aibă nevasta de ce să-l tragă din șanț, înțelegi? Altceva e la oraș, aici nu mă plictisesc, că vin cu cereri diferite, uite, de exemplu, polițai. Înainte îi tundeam toată viața până la pensie scurt, militărește, să nu-i mănânce cașchetele. E, acum de când se pensionează la 45 de ani, îi tund mai scurt la spate pentru pensie și mai lung în față pentru reangajare. Dar nici ăștia, tată, nu lasă bacșiș. No, deși au două surse de venit. Așa e, bă, când te-ai obișnuit să iei. De dat, dai doar la secție. Pă, pensionarii obișnuiți îi tund, domnule. Scurt, scurt, să țină tunsoarea mult. Asta e bună și acasă, că nu se spală despre cap, ca să economisească apa. Și în oraș, la cât se bat, la promoțiile la tigăi. Să nu-i tragă alții de păr, înțelegi? Ce crezi, matale, că dacă le-a dat 100 de lei în plus la pensie, vor altă freză? Na, nu, că tot n-au bani, că s-a scumpit și mâncarea. Doar la alegeri vor ceva suplimentar. Să le tai și părul din urechi, ca să audă promisiunile. Păștea mai în forță, populația activă nu-i mai prind. Păștea plăteau bine, bă, dar acum se tund în Spania, se tund în Anglia, haircut. Mai sunt doar ăștia, asistații sociali. Bă, la ăștia le cer doar o poză cu sufrageria de acasă ca să asortez frizura cu canapeaua pe care zac toată ziua la Antena 3. E, dacă au pernă, îi tund mai scurt ca să nu-i apuce mâncărimea de la inactivitate. Politicieni? E, păi de ăștia, tăticule, nu mai tund, că încă fac terapie. Ultima oară când mi-a venit unul în frizerie era să turbez și să-i tai nasul ăla lung. Că privilegiile... Nu, stai. Că privilegiile nu-i le mai taie nimeni. Dar ce, nu vă mai tundeți? E, asta e, frate, asta e. Pe vremea asta s-au tăiat și tunsorile. Coco știri.